duminică o să aibă loc depunerea candidaturii la biroul electoral de circumscripție. Îi va fi alături lui Marcel Romanescu, Ludovic Orban, îi va fi alături Florin Roman, noi toți colegii de aici, de la Gorj. De asemenea, astăzi am, dimineața am discutat cu colegii de la București, în 8 iunie va fi prezent la Târgu Jiu Raluca Turcan, președintele partidului, președintele interimar. De asemenea, am discutat cu primarii consacrației Partidului Național Liberal, domnul Falcă, domnul Bolojan, domnul Hava, vor veni în campanie să-l ajute pe Marcel, să discute, să-i împărtășească din experiența lor. Sunt convins că vor găsi, sau dumneavoastră veți găsi și o altfel de abordare. Vă aduc aminte că, de exemplu, Oradea este etalonul excelenței, să spunem, în ceea ce înseamnă transportul public din România.